Procurorii DIICOT Brăila împreună cu polițiști de la Direcțiile de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Vrancea au efectuat 18 percheziții domiciliare pe raza municipiului Brăila. Au fost vizate locuințele mai multor persoane bănuite a fi implicate într-o grupare infracțională organizată, specializată în traficul de droguri de risc și de mare risc. Cei vizați sunt suspectați că, începând cu anul 2012, au procurat și comercializat importante cantități de cocaină și cannabis în Brăila, majoritatea tranzacțiilor având loc în incinta unei săli de jocuri. În urma perchezițiilor au fost aduse la sediul DIICOT Brăila 23 de persoane care au fost audiate, iar cercetările continuă în acest caz.